Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi m-am gândit să facem o rețetă de post, o să facem o mâncărică de post, o să facem niște chifteale de post cu ciuperci. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Noi avem aici un kilogram de ciuperci de pădure. Acum cine are, cine nu se poate face cu ciuperci la conservă, cu ciuperci la borcan, cu șampinion, se pot înlocui fără nicio problemă. O să avem nevoie de 3 cartofi, 2 morcovi, 4-5 căței de usturoi, sare, chiperi, o ceapă mică, 3 linguri de făină albă, 2 linguri de pezmet, o legătură de frunză de mărar obligatoriu, iar opțional cine dorește poate să pună și 2-3 frunze de pătrunjel, pentru că le dă un gust foarte bun, o aromă foarte plăcută, dar asta pătrunjel opțional, cui îi place. Așadar, să trecem la treabă, să-i dăm bătaie. No, acum, prima dată, o să mă apuc și o să pun cartofii. Cartofii îi punem cu tăcu coajă, i-am spălat doar frumos, și cartofii și morcovii. O să-i punem fain frumos la fiert. Iar între timp, până ce o să fiarbă cartoful și morcovii, eu o să mă apuc fain frumos să macin ribele de pădure. O să-mi tau fain frumos frunzele de pătrunjel și de mărar, o să-mi curăț ceapa, ca să nu mai pierdem timpul. Deci totul contează cum te organizezi. Mă duc fain frumos dincolo, pun la fiert, iar între timp eu mă apuc și lucru și îmi fac celelalte treburi. Acum o să mă apuc și o să-mi tau fain frumos toate frunzele. Cozile mai groase le aruncăm, nu le punem. O să ne pregătim frumos tot. Așa voi proceda și cu mărarul, o să-mi curăț și ceapa și o să o tau mărunt. O să-mi pisez și usturoiul. Între timp fierb și cartofii și morcovii, până fierbe acolo. Noi ne apucăm și ne pregătim celelalte ingrediente. O rețetă foarte faină, de piftele, de post. Dar pot să o facă și cei care nu postesc, pentru că e o mâncare foarte ușoară. O să vedeți ce fain ies la sfârșit și cât îți de bune. Noi de fiecare dată în post facem această rețetă pentru că e ușor de făcut și e și foarte bună. Așa o să procedez cu toate ingredientele, după care o să revin cu alte imagini pentru că n-are rost să vă țin, să vă plictisesc. Am terminat, am tăiat mărarul, am pisat usturoiul, acum ceapa. Eu de obicei ceapa o tau mărunt, dar trebuie tăiată foarte mărunt, iar cei care nu puteți să o tăiați mărunt, vă recomand să o dați în mașina de tocat, că oricum trebuie dat ribele în mașina de tocat. Și atunci o să tăiem și ceapa, o să tăiem în patru, și la fel când o să dăm ribele, o să dăm și ceapa în mașina de tocat. Merem și tocmai s-au fiert și cartofii, o să-i lăsăm un pic să se răcească, o să-i curățăm și apoi venim și ne apucăm de rețeta propriu-zisă. Oameni buni, acum o să ne apucăm și o să dăm prin mașina de tocat, o să dăm ribele, le tocăm fain frumos, după aia o să dăm cartofii, morcovul, tot așa, prin mașina de tocat. O să punem ribele în aparat și o să le dăm fain frumos prin mașină, la fel și ceapa, și morcovul, și cartoful. Așa, no, bun. Acum o să dăm și cartoful și morcovul și ceapa, la fel o să procedăm, o să le băgăm în mașină, la fel le blendăm, după care revenim cu alte imagini. No, oameni buni, am terminat de tocat. O secundă. Am terminat de tocat și ciupercile, și morcovul, și cartoful. Ia, așa au ieșit. Acum o să ne apucăm de le frământat.
Oameni buni, acum o să ne apucăm și o să facem împlutura, o să le amestecăm toate împreună. O să pun și farina pe zmetul, un momentic să le amestec, să se încorporeze bine. Vă garantez că ies niște piftele extraordinar de bune. Așa, acum adăugăm farina, o rețetă foarte simplă, ușor de făcut. Așa, o să punem și pe zmetul. Acum eu o să amestec fain frumos după aia cu mâna. Așa. Normal, cel mai se poate și cu lingura, dar cel mai bine e ca să le amestici cu mâna, ca să amestece bine, bine. Vai, ce fain miroase deja. Acum o să punem fain frumos, o să punem și usturoiul. Acum usturoi puteți să puneți fiecare cum doriți, mai mult, mai puțin, fiecare își adaptează rețeta cum îi place și ce-i pică bine. Nu e obligatoriu să puneți 4-5 căței de usturoi. Puteți pune un pic mai puțin, doar 2 căței sau mai mult, fiecare cum îi place. La fel și cu frunzele, puteți pune mai multe, mai puține, fiecare în funcție de cum îi place. Așa, amestecăm din nou bine, bine. O să condimentăm cu sare, chipet. Iar apoi o să vină soția și ea o să se apuce să le formateze, să le dea formă și să le prăjească. Eu doar le prepar, ea va fi cea care le va forma și le va coce. Iar la sfârșit o să vă arătăm cum au ieșit, dar o să facem totul pas cu pas, să vedeți și dumneavoastră cât de ușor și de simplu să faci această rețetă. No, acum mai dăm din sare și chipeți, fiecare după gust. Așa cum v-am spus, eu îi dau prima dată o tură, amestec, după aceea iar mai dau ca să fiu sigur că intră în toată compoziția. Așa, mai dăm o tură și apoi lasă siorel. Că vedeți voi ce mâncare de post bună. Așa. No, așa, compoziția noastră e gata, fain frumos, ia uitați cum a ieșit, o să vină soția și o să le formateze, iar apoi revenim cu alte imagini. Oameni buni, acum soția o să se apuce să modeleze chiftelele, o să-și ungă platoul cu un pic de ulei, astfel încât să nu se prindă piftelele de platou. La fel o să se ungă pe mâini ca să le poată modela, să nu-i se lipească aluatul de mâini. Așa o să procedeze cu toate piftelele, le formatează, după care o să mergem dincolo și o să le prăjim. O termina soția de modelat chiftelele, ea așa arată. Acum fain frumos ne ducem dincolo și o să punem într-o cratiță, o să punem ulei și o să le prăjim. O să vă arătăm cam cât ulei trebuie pus și prăjite. Oameni buni, am pus o lespide pe foc să se încingă, acum o să punem ulei. Ulei trebuie pus din belșug ca să se poată coace bine, bine chiftelele. Acum fiecare pune cât dorește, pentru că multă lume zice că folosim foarte mult ulei. Dar oameni buni, orice rețetă își cere ulei atât cât are nevoie, mai ales la chiftele. Dacă nu o să puneți ulei suficient, o să vedeți că în mijloc nu o să vi se coacă. De aceea e foarte important să le coceți în baie de ulei. Ne-o lăsăm așa aproximativ un minut să se încingă și uleiul, după care o să punem chiftelele și o să vă arătăm cum au ieșit. Oameni buni, uleiul nostru, mai ce s-a încins, ia ce sfârăie, vai, Doamne, ce ulei în ziua de azi, că sare până în tavan, Doamne, fier și apără. Acum soția o să pună chiftelele. Uleiul ăsta din ziua de azi, parcă e apă chioră, când îl pui în lespide și se înfocă, sare până în tavan, trebuie să ai grijă, trebuie să ne luăm mască de protecție, să nu ne opărească. Așa vom proceda, punem toate chiftelele, le lăsăm aproximativ un minut pe o parte, un minut pe alta, iar la sfârșit când vor fi gata, o să revenim cu imagini și vă arătăm cum au ieșit. Oameni buni, am lăsat chiftelele aproximativ un minut, un minut și un pic, acum o să le întorcem. Acum fiecare și cum are focul la aragaz,
deci cam un minut jumate. Le întorcem și pe cea parte, la fel le lăsăm un minut jumate. Tifteluțele noastre sunt gata. Așa arată. Am pus într-un vas un șervețel să mai absorbă uleiul, excesul de ulei. Acum o să le scoatem, o să punem pe farfurie. Am uitat să vă spun, lângă aceste chifteale merge foarte bine o garnitură de orez sau un pireu de cartofi și se poate mânca foarte fain cu aceste chifteale. La fel de bine cu muștar, cu dulceață de ardei iute, cum o să mănânc și eu, pentru că am o dulceață de ardei iute foarte bună și merge de minune cu aceste chiftele. Dragi prieteni, chiftelele noastre de post sunt gata, așa au ieșit. Sper să vă placă și dumneavoastră. Lângă niște dulceață de ardei iute, cei care doriți aveți rețeta pe canalul nostru, foarte multă lume ne-a sunat și ne-a mulțumit pentru această rețetă de dulceață de ardei iute, de fapt și pentru celelalte, pentru toate rețetele, dar în special pentru această rețetă de ardei iute, pentru că e o rețetă foarte bună. Așa cum v-am spus, chiftelele se pot servi cu muștar, cu dulceață, lângă puteți un pireu de cartofi sau niște orez ca și garnitură. Acum eu să iau cu mâna ca la țară, vă rog să mă iertați, dar la noi la țară așa se face. Ia! Doamne, ferește apără, o mâncare dumnezeiască. Doamne, ajută! Așa mâncare mai oameni buni, mai rar. Îmi cer scuze că vorbesc cu gura plină. Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să ne urmăriți în continuare. Dacă doriți să distribuiți pe la prietenii dumneavoastră filmulețele noastre ca să ne ajutați. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine, rău la nimeni.